stă scris la lege și la mărturie. În Evanghelia după Ioan, capitolul 13, cu versetul 8, stă scris: Petru i-a zis: Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Cuvintele acestea înseamnă mai mult decât curățire trupească. Hristos vorbește încă de curățirea superioară, simbolizată prin cea inferioară. Acela care venea după îmbăiere era curat, dar picioarele din sandale se umpleau repede de praf și trebuiau spălate din nou. La fel și Petru și frații lui fusese răspălați în marele izvor deschis pentru păcat și necurăție. Hristos îi recunoștea ca fiind ai lui, dar ispita îi dusese la rău și încă aveau nevoie de harul lui curățitor. Când s-a încins cu ștergarul pentru a spăla praful de pe picioarele lor, Iisus dorea ca prin acest lucru să le spele înstrăinarea, gelozia și mândria din inimi. Această lucrare era mult mai de valoare decât spălarea picioarelor lor prăfuite. Cu atitudinea pe care o aveau atunci, nici unul dintre ei nu era pregătit pentru spărtășia cu Hristos. Până când nu erau aduși la umilință și iubire, nu erau pregătiți să ia parte la cina pascală sau la serviciul de comemorare pe care Hristos era gata să-l instituie. Inima lor trebuia să fie curățită. Mândria și interesul egoist dăduseră naștere la dezbinare și ură, dar Iisus îndepărtase toate acestea la spălarea picioarelor. Se făcuse o schimbare asupra sentimentelor. Privind la ei, Iisus putea să zică: voi sunteți curați. Acum se restabilise legătura dintre inimi, precum și iubirea unul față de altul. Ei deveniseră umili și gata să primească învățătura. În afară de Iuda, fiecare era gata să cedeze locul celui mai de frunte. Acum, cu inima supusă și recunoscătoare, puteau primi cuvintele lui Hristos. La fel ca Petru și frații lui, și noi am fost spălați în sângele lui Hristos, dar adesea puritatea inimii este pătată prin atingere de cele rele. Trebuie să venim la Hristos pentru harul lui curățitor. Petru s-a îngrozit la gândul că mâinile Domnului și învățătorului lor ating picioarele lui murdare, dar de câte ori nu atingem noi cu inimile noastre păcătoase și întinate inima lui Hristos? Cât de dureroase sunt pentru el caracterul nostru rău, vanitatea și îngânfarea noastră. Totuși, trebuie să aducem la el toate slăbiciunile și faptele noastre murdare. Numai el ne poate curăța. Noi nu suntem pregătiți pentru părtășia cu el decât atunci când suntem purificați prin puterea lui.